Ok, și acum probabil vă întrebați de ce l-am ales pe Dracu. Evident. Stăteam în oglindă și mă gândeam, bă, ce să fac la umor? Bă, ce Dracu să fac la umor? Și... Da. Și m-am gândit, bă, arăt ca Dracu? Da. Mă simt ca Dracu? Da. Sunt prost ca Dracu? Da. Al Dracu să fiu dacă nu te aplaudă.